Amanita citrina sau buretele de lămâie este o specie comestibilă, dar de valoare scăzută și nu se recomandă să fie culeasă din cauza că poate fi foarte ușor confundată cu specii mortale precum Amanita phalloides. Comestibilitatea ei este oricum mediocră și nu este o ciupercă delicioasă. Ea crește din primăvară până în luna iunie și până în toamnă în luna octombrie. Este foarte frecvent întâlnită atât la munte cât și la câmpie, în pădurile de foioase și de conifere, în special cu sol acid. Coloritul pălării ei variază de la galben lămâi la galben verzui și în foarte multe cazuri, ca și în acest caz, este albă. Pălăria este acoperită cu solzi mari, cu aspect fibros și mătăsos. Piciorul este cilindric, gol pe dinăuntru, îngroșat la bază într-un bulb mare, neted în partea de jos și cu striații vizibile deasupra inelului.